Divorțul e un păcat care atârnă grav asupra omului. Al doilea este avortul. Atunci nu te mira că întreg pământul se poluează din punct de vedere spiritual. Păcatele ajung să fie strigătoare la cer, pentru că aceasta deranjează mersul lucrurilor firești. Hristos găsește o portiță de evanghelie și spune că o căsătorie își pierde valabilitatea în cazul în care unul dintre soți păcătuiește. Da, știu. La Matei, în care spune că aceasta se întâmplă numai în caz de păcătuire, dar nu spune că apoi se poate căsători a doua și a treia oară. Nu. Practic, aceasta înseamnă că în momentul în care îți înșeli soțul sau soția, ai distrus legătura. Legătura sacră de la nuntă. Ai distrus în momentul în care ți-ai înșelat soțul sau soția. Dar știți cum se întâmplă de multe ori în lume. Bărbatul și femeia au o familie, unul dintre ei își înșeală partenerul, dar după un timp își dă seama că a greșit. Căsătoria, legătura sacră, spuneți că nu mai există, dar cel care a greșit se duce la preot și se spovedește, nu vrea să-și pierdă familia. Care este puterea spovedanii în acest caz? Puterea spovedaniei este nelimitată. Puterea de a lega și a dezlega. După cum zice Hristos, adevărat zic vouă, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. În cazul în care individul e divorțat, el nu este dezlegat și cuminecat până nu intră în regulă, până când se cunună și face a doua nuntă cu femeia cu care se ia, pentru că biserica îi face așa numita dezlegare a divorțului.